Bun găsit, Doamne ajută, iubiți credincioși și dragi telespectatori! Suntem din nou împreună pentru aproximativ o oră în lumina lui Hristos. Ne-am despărțit de câteva minute, mai puțin de zeci de minute, plecând de la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și iată-ne din nou împreună în această modalitate care totuși însă ne permite să păstrăm bucuria, să înmulțim bucuria pe care am luat-o, am primit-o, am dobândit-o la Sfânta Slujbă, la Sfânta Biserică. Astăzi ni s-a binevestit nouă de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei o minune pe care a făcut-o Mântuitorul în Capernaum, acolo unde și-a stabilit cartierul general, alungat fiind din ținutul său, din satul său, din cetatea sa, alungat fiind și aproape omorât, aruncat de pe stâncă, în prăpastie, sau omorât cu pietre. Iată, Mântuitorul vine în Capernaum, își stabilește aici locul de unde va porni propovăduirea, locul de unde va porni lucrarea sa de întemeire a bisericii, de mântuire a lumii. Astăzi Sfânta noastră Biserică face pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Foca, de asemenea a Sfântului Sfințit Mucenic Apolinarie și a Sfinților Vitalie și Valeria. Dimpreună cu alți sfinți pe care îi cunoaștem sau nu-i cunoaștem și pe care îi rugăm să mijlocească, să se roage pentru noi, astfel încât să facem față acestor vremi care nu sunt deloc simple, nu sunt deloc, până la urmă, nici măcar nu le înțelegem, nu știm ce război se duce, nici nu apucăm să scoatem sabia, nici nu apucăm să tragem un foc, sigur să ne gândim la sabie duhovnicească și la arme duhovnicești și am și fost învinși. De aceea, Sfinții Părinți ne vorbesc despre trezvie, ne vorbesc despre prezență continuă, cum spunea părintele nostru drag, Arsenie Papacioc, care, iată, a împlinit 6 ani de când a plecat la veșnicie. Sigur că noi socotim că părintele este de asemenea rugător și mijlocitor pentru noi și ne-am bucurat foarte mult cu ocazia aceasta că ne-am întâlnit la aducând împreună rugăciuni, înălțând împreună rugăciuni către Dumnezeu și către Părintele nostru drag, care ne veghează, ne îndrumă, ne călăuzește, ne iubește și se roagă pentru noi. Cât de mult a primit, câtă binecuvântare a primit pământul acesta al Dobrogei încă de la începutul creștinismului și iată că n-a lăsat Dumnezeu, măcar că pare așa un ținut înțelenit, n-a lăsat Dumnezeu ca să nu se ridice și din locul acesta mari sfinți, mari mucenici, mari mărturisitori. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Și fiindcă veni vorba de mari minuni și de minuni, vă îndemn și vă rog să ascultăm cuvântul Chiriarhului, omilie la Evanghelia de astăzi, la vindecarea celor doi orbi și a mutului din Capernaum, după care sigur că avem o surpriză pentru dumneavoastră și o emisiune legată de capacitatea noastră de a ne minuna. Dacă este pregătit cuvântul, rog pe colegi să îl urmărim împreună. Sfânta Evanghelie de astăzi ne istorisește cum Iisus călătorea și era întâmpinat de diferiți oameni cu neputințe. De data aceasta, doi orbi se țineau după el și strigau zicând:
miluiește-ne pe noi, fiule al lui David. El a intrat în casă, Iisus, și orbii s-au ținut după el cu aceste strigăte. Iar el le-a întrebat, credeți că pot să fac eu aceasta? Ei au zis, da, Doamne. Și Iisus le-a spus, după credința voastră, fie vouă. S-a atins de ochii lor și au văzut. Dar le-a poruncit Iisus cu asprime, vedeți, nimeni să nu știe ceea ce v-am făcut eu. Dar, ieșind din casa aceea, unde i-a vindecat Iisus, orbii strigau și spuneau cât bine le-a făcut lor Iisus Hristos. Oamenii îi cunoșteau și se minunau și ei. Și după ce orbii au plecat, a fost adus la Iisus un om mut care avea demon. Fiind scos demonul, mutul a grăit. Și oamenii ziceau, niciodată nu s-a arătat așa ceva în Israel. Dar fariseii, plini de mânie, ziceau, cu Belzebul scoate pe demon. Iată, din aceste două minuni, ce învățătură bogată, sfântă și plină de lumină dobândim. Mai întâi trebuie să vedem că cel ce a venit coborât din cer și întrupat din Fecioara Maria, are menirea de a vindeca toată boala și toată neputința în popor. De aceea cutreiera Țara Sfântă și oamenii bolnavi, oamenii cuprinși de dureri adânci, de neputințe foarte puternice, cum au fost acestea, orbirea și muțenia. Și iată, în calea lui Dumnezeu, nicio boală nu este nevindecabilă. Pentru că Iisus Hristos se arată a fi Dumnezeu și pentru muți, și pentru orbi, și pentru toți bolnavii, cum se va arăta în toate împrejurările în care călătorește Domnul nostru Iisus Hristos. Orbilor le-a dat nu numai lumina ochilor, ci ei, primind de la Dumnezeu această putere, au primit și acest îndemn să nu ascundă, deși Domnul din smerenie, că nu voia să fie slăvit. El era plin de slavă înaintea Tatălui. N-avea nevoie de slava oamenilor. De aceea le-a spus, nimănui să nu spuneți, dar lumina nu se poate ascunde. Lumina se vede și în întuneric. Lumina este puterea care copleșește toată lumea întunecată de răutăți și de păcate. Această lumină pe care au primit-o cei ce fuseseră orbi, a ajuns și la popor, care cunoscându-i pe aceia și știindu-le durerea și neputința, acum slăveau pe Dumnezeu. Dar singurii care nu aprobau, nu se bucurau, nu gustau aceste minuni, erau fariseii. Pentru că ei se socoteau deasupra poporului, se socoteau învățători de lege, dar nu făceau nicio minune, doar înșelau poporul, făcându-se pe ei drepți înaintea poporului, dar fiind fățarnici, pentru că fățărnicia anulează orice dreptate, orice virtute, fățărnicia dedublează pe om, dezbină pe om, încât fariseii erau cunoscători ai legii, dar nu și împlinitori ai legii. Din această pricină, noi trebuie să vedem cum se cuvine să ne situăm în viața aceasta înaintea lui Dumnezeu. Să-L vedem pe Dumnezeu ca pe cel atotputernic care ne dăruiește cele de folos la timpul cuvenit. Să-i cerem lui Dumnezeu ajutorul Harului Său. Ca să primim ajutorul Harului lui Dumnezeu, trebuie să venim la El. Orbii au intrat în casă și acolo le-a spus, după credința voastră, fie vouă.
Și astăzi avem casă în care Hristos este prezent permanent. Casa lui Hristos, casa bunătăților, este biserica. La biserică noi venim cu orbirea spirituală de care toți suferim. Venim lipsiți de virtuți, lipsiți de daruri duhovnicești, lipsiți de bunătate. Venim să ne înfructăm din darurile lui Dumnezeu. De aceea se cuvine să fim cât mai des și cu mintea și cu inima să fim mereu în Sfânta Biserică, cea care este casa lui Dumnezeu. Aici ne vindecăm de orbirea sufletului, ne alinăm și de bolile trupului, chiar și de orbirea cea trupească ne vindecăm cu harul și ajutorul lui Dumnezeu. De asemenea, iată muțenia noastră, unde trebuie să o vedem. Și noi suntem muți când vine vremea să lăudăm pe Dumnezeu, să-i mulțumim pentru toată facerea de bine. De aceea gura noastră să fie deschisă și îndreptată spre Dumnezeu, spre lauda bunătății sale, spre mulțumirea pentru darurile pe care le primim. Și unii pe alții să ne iubim și să ne îndemnăm unii pe alții să mergem împreună la Dumnezeu. Și Dumnezeu nu ne va întoarce spatele niciodată. El va avea milă de noi mereu. De aceea se cuvine să-i zicem și noi astăzi: Doamne, fie-ți milă de noi și rămâi cu noi. Și noi îți păgăduim să rămânem cu Tine, dar ajută-ne, pentru că ne împresoară ispitele și valurile dezmerdărilor. Ajută-ne să alegem lumina cea neînserată a Ta, căci prin această lumină vedem și cele din lăuntru ale noastre și cele din prejurul nostru, să rămânem cu lumina harului Tău, ca să rămânem cu Tine și Tu cu noi și în veacul de acum și în cel ce va să fie. Amin. Suntem din nou împreună, iubiți credincioși și dragi telespectatori, la Lumina lui Hristos, în Lumina lui Hristos. Mulțumim Înalt Preasfințitului Părinte pentru cuvântul de învățătură. Astăzi o temă frumoasă, o temă interesantă, despre capacitatea omului de a se minuna, de a vedea minunile pe care Dumnezeu le-a făcut cu el. Dar până să ajungem la temă, știți că avem o întrebare și până să ajungem la întrebare, am să-i spun bun venit și mulțumim lui Dumnezeu că a putut să vină domnul profesor Chircor și mulțumesc de asemenea că ne-am reîntâlnit după atâta timp, după ce am fost 10 ani împreună, scaun lângă scaun, să spunem așa, în studioul de radio. Iată că suntem din nou împreună aici în studioul de emisie de la Neptun TV. Bine ați venit, domnule profesor Mihai Chircor. Doamne ajută. Doamne, știu ajută. Că nu este momentul cel mai potrivit, dar pentru noi cele ce sunt lumii, să zicem, sminteală sau împiedicare, pentru noi sunt întărire. Așa că am îndrăznit să vă invit, chiar dacă știu că ați trecut printr-o durere, printr-o suferință, nu de mult, totuși am îndrăznit să vă invit, pentru că știu că știți cum să treceți pentru asta, v-ați antrenat toată viața pentru momentele acestea și cu toții ne antrenăm pentru momentele acestea, sunteți antrenați și atunci am îndrăznit să vă invit în emisiune. Încă o dată mulțumesc că ați venit și bine ați venit. Astăzi o să vorbim despre, dacă sunteți de acord, să povestim oamenilor și oamenilor să ne povestească nouă și celorlalți despre minunile pe care
le face Dumnezeu cu noi. Așa, poate ne amintim odată în viață când fizica a fost depășită, științele au fost depășite, părea că nu mai este nicio soluție, nicio ieșire și dintr-o dată a venit salvarea. Până atunci însă avem o întrebare pentru telespectatorii noștri, care prilejuiește de fapt o bucurie, o bucurie de a dărui o carte. Vom dărui o carte, avem multe cărți aici, am primit și de la o editură despre care v-am mai vorbit, am primit și de la Librăria Brâncovenească, am primit titluri noi, cărți noi, așa că avem o spățmare. Vă rugăm să afișați întrebarea pe ecran, astfel încât cei care ne privesc de acasă, de fapt am să spun, până se afișează, am să spun eu, am să enunț eu întrebarea, să câștigăm timp. Ce anume le poruncește Domnul nostru Iisus Hristos celor doi orbi după vindecare? Deci după ce îi vindecă, este un cuvânt acolo paradoxal, așa, destul de paradoxal, destul de curios pentru noi, bizar să spunem așa, Domnul nostru Iisus Hristos le poruncește ceva, cu asprime, spune acolo Sfântul Evanghelist Ioan, le spune cu asprime. Și altă dată, ca să vă ajutăm puțin, o să spunem așa, sau ca să dăm un indiciu, spune: slavă de la oameni nu primesc, spune Mântuitorul, nu am venit să caut slava oamenilor. Nu am venit să mi se slujească, ci am venit să slujesc. Prin urmare, ce poruncă le dă celor doi orbi după ce sunt vindecați? Domnule profesor, până avem răspunsul la întrebarea aceasta, mai avem capacitatea să ne minunăm? Grijile astea de zi cu zi, cadența asta a lumii, ingredientele acestea propuse de lumea modernă care nu te pot duce decât la nebunie, mai permit să ne minunăm de zidire, de lucrul mâinilor lui Dumnezeu? Acum câțiva ani la radio, nu știu dacă eram în emisie sau într-o pauză, eu v-am zis că, vorbind despre ceva, că asta este o prostie. Da. E o nebunie. Și Sfinția voastră mi-a spus: domn profesor, nu e nebunie, este drăcărie. Drăcărie este un cuvânt. Da? Deci noi nu trăim într-o nebunie, noi trăim într-o drăcărie. Într-o drăcărie, da. Aici, asta este tragedia, că dacă eram într-o nebunie, încă era bine, era mai bine. Da. Era mai bine. Noi trăim într-o drăcărie. Am depășit etapa aia. Etapa. Bun. Pe de altă parte, într-o drăcărie este lucrurile sunt mult mai simple. Că știi că, da? Stânga și dreapta. Și știi ce să-i faci diavolului, da? Sau diavolilor. Semnul crucii îi gonește. Semnul crucii îi gonește. Cuvântul lui Dumnezeu îi gonește. Deci n-ai decât să faci semnul crucii peste ei, să spui o foarte mică rugăciune, care, dacă ne ducem din nou la părintele care nouă ne este atât de drag, Arsenie Papacioc, și un oftat e o rugăciune. Păi atunci soluția este la îndemână. Sigur că este o foarte mare presiune pe noi astăzi, pe noi toți, dar presiunea asta este mai mare pe cei tineri. Așa e. Pentru că ei sunt mai vulnerabili decât noi. Noi avem lucrurile mai bine sedimentate. Noi, nu, ce o să ne facă? Am trecut prin multe. Mie milă, am foarte multă milă de tânăra generație, nu numai de ai mei apropiați, de toți. Mie milă de suferința lor actuală și de ceea ce o să urmeze. Dacă nu ei, că n-ajunge ca ei să se îndrepte. Dacă lumea nu-și revine. Grijile astea lumești, degeaba, adică degeaba, noi spune, adică simțile voastre spun la Sfânta Evanghelie, toată grija cea lumească, da? Acum să o lepădăm. Să o lepădăm. Măcar acum. Și e foarte simplu să o lepădăm, grija lumească, pentru că nu eu fac. Dumnezeu îmi dă.
Și dacă Dumnezeu îmi dă, eu de ce să mă zbat eu? Fac ceea ce nu înseamnă că stau pasiv. Lucrurile, deci încă o dată, lucrurile sunt foarte simple dacă generația asta, care de tineri, este cu fața către Hristos. Și dacă are încredere în Dumnezeu, să aibă încredere, să se lase purtată. Adică, cum să spun, pentru mine, într-o perioadă de rugăciune, extrem de importantă este, mă rog, în diferite rugăciuni apare, Doamne, fie voia mea întru voia ta. Asta e un lucru absolut minunat, cine poate ajunge la măsura aceasta. Sunteți în direct, înțeleg că aveți răspunsul, porunca lui Hristos, le poruncește, le spune cu asprime celor doi orbi, care de acum vă dați seama ce stare sufletească au, ce bucurie pot să aibă, le spune să tăceți, să nu vorbiți despre asta. Vă rog. Sărut mâine, părinte. Da. Iisus le-a poruncit cu asprime zicând, vedeți, nimeni să nu știe, iar ei ieșind l-au vestit în tot ținutul acela. Da, 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 foarte frumos. Foarte bine că ați dat, e foarte bine că ați dat mai degrabă, ați reprodus fidel cuvintele din Sfânta Evanghelie, pentru că aici ați adăugat și ceva care va fi foarte important. Mulțumesc! Da. Ăsta este răspunsul corect, așa este, bine că avem răspunsul. O să vă dăruim o carte și bineînțeles că vă așteptăm să mai sunați și să rămâneți cu noi, bineînțeles. Da, da. De fapt, am mai câștigat distracția care ne omoară. Aha, bun. Păi atunci da. O să vă dăm o... Uitați, avem aici o carte care vorbește despre Maica Domnului și pe care ar trebui să o avem cu toții. Da, mă bucur mult, părintele Arhimandrit întotdeauna mi-a recomandat-o și mi-a trecut și în autograf pe o carte. Da? Să nu uit, să mă rog. Foarte frumos. Uitați atunci, bucură-te cea plină de har. Aici este o carte care părinții vorbesc despre Maica Domnului. O să vă trimitem, dacă bineînțeles o vreți pe aceasta, vă trimitem cu mare drag. Dacă nu, mai avem și alte titluri și puteți să alegeți, dar vă recomand din toată inima că dacă o aveți pe Maica Domnului aproape, celelalte nici mai contează. Da, da, o vreau pe Maica Domnului. O, ce frumos ați spus, minunat. O vreau mijlocitoare. Mulțumim frumos, Dumnezeu să vă binecuvinteze, mulțumim pentru răspuns. Dar, domnule profesor, trebuie să ne oprim puțin aici, foarte interesant. Nu e bizară porunca aceasta a Mântuitorului Iisus Hristos, apropo de minuni și de tema emisiunii noastre. Deci, doi orbi cunoscuți în ținut, nu? Adică să avem și noi în cartier, pe scara noastră, să zicem, doi orbi din naștere sau de 10 ani, de 20 de ani. Auzim că a venit în oraș un om, nu știu, un preot, părintele Arsenie, nu știu, a fost la părintele Arsenie și părintele Arsenie le face o rugăciune sau în sfârșit. Și li se deschid ochii și văd. Cum ar putea oamenii aceia să tacă? Le-a poruncit aspru să nu spună, pe de altă parte spune și ei au răspândit vestea în tot ținut. Păi nu era firesc. Se întorc ei acasă la familia lor, la ce trebuie să fi fost acolo, câtă bucurie, câtă minune, câtă minunare. Cum rămâi fără perplex, cred că s-ar aduna toată cetatea, tot cartierul, tot orașul, să pună mâna pe ăsta, îl cunosc pe omul ăsta, am fost cu el în sfârșit, ne-am cunoscut de când eram copii, i s-au deschis ochii lui. Cum poate omul acesta să tacă? Foarte interesant aici, ca o paralelă pentru cel care a fost, să zicem, necredincios, a fost în afara bisericii, ateu, măcar că e botezat. Că noi vorbim și de oamenii aceștia din generațiile noastre, care au trecut prin fel de fel de lucruri, căruia i s-au deschis ochii. Se face o asemenea minune cu ochii cei duhovnicești și aud că există Dumnezeu, că există Hristos și să nu mărturisească pe de-o parte sau cineva să nu întrebe
de treaba asta. Ce, cum vede Mântuitorul lucrul ăsta? Cum, unde vrea să ajungă cu acest cuvânt? E foarte interesant cum pune problema. Este absolut paradoxal. Mântuitorul, fiind Dumnezeu, avea dar înainte vederii și al precunoscut. Știa că nu o să asculte. Știa că nu o să asculte. Nici nu aveau cum. Dar el nu putea să nu le spună, să nu spună. Da. El nu putea. El era obligat să facă lucrul acesta, chiar dacă el știa că acei oameni nu vor fi în stare să tacă. Sigur, de la un anumit nivel încolo, da, un anumit nivel de trăire duhovnicească, la o măsură, da? Adică dacă spui unui părinte atonit, dacă îi apare Maica Domnului în față și spune să nu zici, ăla nu o să zică, că e undeva. Da. Da? Dar la noi aici, la ăștia mici și firavi, e foarte greu. Cum vom tăcea când atâta bucurie ne-a făcut Dumnezeu? Cum vom putea să tăcem? Măcar că, sigur, poate câteodată e deranjant. Cred că vi s-a și întâmplat pe la, sigur, universitate, pe acolo. Ei, la domnul, universitate. Sau în altă parte. Domnul profesor, mai lăsați-o cu... A, da, sigur, cu Dumnezeu, sigur, cu Hristos, sigur. Dar nu numai, da. nu numai la universitate. Eu știu că erați orb și ați rămas orb, nu ne, dar mai spuneți. Dar nu numai la universitate, și în viața de zi cu zi. Adică, da, mi se spune, lasă-o mai mole. Nu, lasă-o mai mole că îi plictisi pe ăștia. Da, îi plictisi pe ăștia. Da, s-au plictisit deja, da? Păi, Dumnezeu ne face nouă foarte multe bucurii, fiecăruia dintre noi, foarte multe bucurii în fiecare zi. Problema este dacă noi putem să vedem cu ochii sufletului și a minții noastre acele bucurii. Da, asta era începutul. Mai avem capacitatea de a ne minuna că un om care este copleșit, care este copleșit de, și cred că aveți și un telefon, de grijile acestea, de cadența acestei vieți, nu mai poate să se minuneze, de exemplu, de faptul că dimineața la ora 5, 5 și jumătate, când răsare soarele, auzim păsările care fac ca un ritual, ca o liturghie, ca o rugăciune. Da, adică rămâi cu gura căscată, își fac treaba cu o exactitate matematică și ți se pare fără sens. Adică tot niște păsări gureșe, guralive, acolo, care la cum a răsărit soarele, încep să ciripească. Și vezi un soare minunat și auzi niște păsărele, un concert minunat, și tu, de fapt, îți faci cafeaua repede și te gândești cum îmi rezolvi eu astăzi cele două probleme de la servici și trei probleme de acasă. Deschizi mail-ul să vezi ce mai zice, da, lumea. Două la servici, una îmi cere nevasta, alta îmi cere copilul. Da? Da. Păi, noi trebuie să avem acest exercițiu al rugăciunii, al conversației cu Dumnezeu. Trebuie să avem acest gând, acest sentiment că noi, chiar când îl uităm pe Dumnezeu, Dumnezeu nu ne uită pe noi. Noi, chiar când nu mai suntem cu El, El este cu noi. El nu ne lasă niciodată. Noi nu suntem singuri niciodată. Chiar când noi zicem, am rămas singur. Chiar dacă L-am respinge, dacă nu ne lasă. Am rămas singur. N-ai cum să rămâi singur. Fizic, poate. Fizic, da? Sunteți în direct. Ce minune a făcut Dumnezeu cu tine? Sigur s-a întâmplat ceva în viață. Chiar într-o viață de om care n-a fost în biserică niciodată, n-a crezut niciodată. Nu se poate să nu fi simțit lucrul acesta. Bine ați venit, sunteți în direct. Bună ziua! Cum să vă spun? Nu i-a făcut Dumnezeu cu mine, mă rog, la anacul strânor, pentru că ar însemna să aveți numai emisiune de o oră, mă rog. Da, adică așa este, aveți dreptate. Am riscat asta, dar în câteva secunde, ținând cont de dragostea pe care le-o purtăm și celorlalți, ca să poată fiecare să spună câte ceva, sau măcar câțiva să spună câte ceva, puteți să spuneți într-un minut, dacă aveți o întâmplare. Păi o întâmplare am, pentru că ce se întâmplă? Eu de obicei mă tem de doctor de injecții, iar când se ajung pe punctul de, mă rog, și mă întâlnesc cu Dumnezeu, și simplu îmi trece orice, adică și vreau să vă spun. Dar eu vreau să vă spun altceva, mă rog, de mai puțin vreau să vă spun chiar această minune cu cei doi care i-a vindecat Mântuitorul. Trebuie neîncetat să ne rugăm, pentru că asta este. Mai puțin este să spun că a făcut, eu știu, părintele sau duhovnicul cu tare. Important este să ne rugăm. Așa este, da, adevărat.
dar sigur și rugăciunea celorlalți pentru noi este foarte importantă și rugăciunea Părintelui Duhovnic pentru noi este importantă. Mulțumim frumos! E mare minune și asta, de fapt e un mare dar ca să te poți ruga și de fapt, dacă am putea spune că un singur lucru trebuiește, se potrivește cu minunea despre care vorbiți dumneavoastră. Domnule profesor, oare ce mai mare? Să-ți repare Dumnezeu vederea, să te vindece de o boală, chiar orbire, fie ea și orbire, o boală cutremurătoare, sau să facă cineva un ochi? Dacă am întrebat un profesor de la medicină... Să-l facă sau să repare? Deci, să-l facă sau să repare? Repare. Depinde din ce punct de vedere privești. Păi știți din ce punct de vedere? Noi vorbim, ne minunăm de minunea pe care a făcut-o Dumnezeu cu cei doi orbi, fără să ne mai putem minuna de minunea pe care a făcut-o Dumnezeu cu noi, că ne-a dat ochii. Nu numai că ne-a dat ochii, dar ce ochi ne-a dat. Dar ce ochi ne-a dat, frumos. Deci noi practic nu cunoaștem încă nu cunoaștem pe deplin corpul omenesc. Foarte puțin. Încă nu am reușit, cu toată tehnica și tehnologia, să realizăm ceva, un ceva care să bată funcția umană. Deci niciun calculator, adică se tinde către un calculator care să aibă o capacitate și o viteză mai mare decât o capacitate mai mare decât a creierului, se tinde către ceva care să aibă o mână mecanică care să poată să fie cam mână, așa. Inteligența artificială există, vederea artificială există, dar încă o dată, dacă comparăm vederea artificială cu ochiul uman, pe care noi nu-l înțelegem încă. Noi am descifrat, cum să spun, dintr-o carte de 1000 de pagini, suntem undeva pe la pagina 5-6. Pe acolo suntem. În cuvânt înainte. Da, da. Până la pașa, spre introducere. Da, da. Spre și introducere. Citim cuprinsul. Da? Deci, multe și minunate sunt lucrurile tale. Absolut, să știți că unanim am auzit această expresie de la persoane foarte educate, adică vorbesc în zona aceasta medicinei, a sănătății, cercetători, chiar și necredincioși. Ochiul este o minune. Bineînțeles, sunt atâtea lucruri. Da, pe un tratat de embriologie umană, soția mea a pus acest motto. Uh-huh. Tocmai pentru că, într-adevăr, organismul uman este o minune. Este o minune. Și acum aș vrea să provoc, mă rog, o discuție măcar între noi doi, dacă nu și alții. De ce ne batem noi joc de această minune? Păi nu o vedem. O vedem. Uneori o vedem. Nu toți nu vedem. Uneori o vedem. De ce îmi bat eu joc de o minune, de semenul meu, de creația lui Dumnezeu, că nimic nu-l ofensează sau nimic. Este o mare ofensă adusă lui Dumnezeu. Ne-am pierdut capacitatea de a ne minuna. Ne-am abrutizat. Ne-am abrutizat. Asta este. Despre asta e vorba. Da? Adică ortodoxia, de fapt, nu e doar o părere așa sau o doctrină. Este și, cum să spun, o viețuire, este o transfigurare. Omul se subțiază atât de mult încât, o să vă spun expresia asta la o spovedanie, o bătrânică a spus: părinte, am venit să nu m-a ajutat Dumnezeu că n-am spovedit păcatul acesta, că mi-a fost poftă de o roșie. Mi-a fost poftă de o roșie. Când vreodată ajungem noi la măsura asta, domnul profesor? O bătrână simplă, părinte, avea 40 de kilograme și la 40 de grade era cu două năframe în cap negre. Părinte, Dumnezeu ne-a dat capacitatea să ajungem la această măsură și chiar peste această măsură. Problema este dacă noi cu adevărat vrem și dacă suntem gata să jertfim pentru ceea ce vrem. Problema este dacă noi chiar știm cine suntem, că eu în ultima perioadă nu mă mai uit la televizor, îl ascult pe părintele Arsenie Papacioc pe YouTube. Uh-huh. Sunt și imagini, dar nu mă interesează. Îl ascult pe YouTube.
Și Sfinția sa spunea, sunteți niște eroi. Sunteți fiii lui Dumnezeu. Da. Cereți, nu ca milogi, cu tărie. Noi asta trebuie să facem. Noi am, unii dintre noi nu știu cine sunt. N-au știut niciodată. Tragedia lumii este că sunt oameni care mor fără să fi pus întrebarea cine sunt eu. Dar spuneam că a venit războiul și nici n-ai apucat să tragi sabia din teacă și... Cine sunt eu? De ce am trăit? Ajungi la 70 de ani și spui, eu de ce am trăit până acum? Am mâncat, am băut, am făcut o casă și am crescut doi copii. Să știți însă că, fiindcă spuneați că vă doare inima de tineri și știu asta, că ne cunoaștem așa de un timp, din păcate, din nefericire, s-a produs o mutație în sensul că această pierdere a sensului vieții se produce acum la vârste din ce în ce mai fragi. Din ce în ce mai mici. 12 ani, 13 ani, 15 ani. Și sub 10 ani. Copii tineri, auzim de tineri care ajung să se sinuci, copii care ajung să se... Au trecut de la păpuși, de la perioada îngerelii, au trecut direct în perioada, în dimensiunea asta întunericului. Este ceva cumplit. Și atunci pierderea sensului, pierderea capacității de a te minuna de tine, în primul rând, cine ești tu, cum spuneai, uitându-te spre tine, dar asta presupune, dincolo de acest aparat extraordinar care este ochiul și care distinge atâtea lucruri, mai e ceva, mai e un dar al lui Dumnezeu care, dacă vreți, upgradează ochiul, adică îi aduce o funcție în plus și crește sau dezvoltă vederea duhovnicească. În momentul în care Dumnezeu ți-a deschis și ochii cei duhovnicești, adică dincolo de privirea aceasta, și vezi cât de minunat te-a creat, cât de minunat ești tu și cât de minunat e și cel din fața ta, cât de minunat. Și unde poți să ajungi? Unde poți să ajungi? Și... Nu unde ești, unde poți să ajungi? Cred că avem o mărturie despre o minune. Sunteți în direct, bine ați venit! Bună ziua, părinte și domnul profesor, să trăiți. Da. Și pacea Domnului să aveți în suflet. Mulțumim. Chiar bine ați spus mărturie. Vreau foarte concret, într-un timp cât mai scurt să poată intra și alții, vreau să fac o mărturie concretă. Pentru mine Dumnezeu și cu mine a lucrat într-un chip foarte minunat. Până la o anumită vârstă am avut o fire imposibilă, fumam, beam cot la cot cu soțul meu, înjuram, drăcuiam și câte și mai câte, deschideți o listă, vă rog, și puneți acolo ce vreți, în afară de crimă fizică. Chiar și crimă spirituală am făcut, că îndemnam cu țigări, îndemnam pe altcineva cu băutură, îndemnam la jurat, îl îndemnam să se ducă să se certe. Deci vă spun că deci ce spun eu este adevărat, și Dumnezeu, prin dragostea Lui, m-a căutat, m-a găsit și m-a scos din acea mocirlă în care mă bălăceam fără rușine, vă spun sincer, mă bălăceam fără rușine. Și Dumnezeu, eu am cerut dezlegare de la Dumnezeu de fumat, pentru că făcusem rană în gât și am fost amenințată ori cu muțenie, ori cu cancer în gât. Da. Și vă dați seama, cu muțenie mai trăiam, dar cu cancer... Și Dumnezeu, prin mila Lui și prin dragostea Lui, m-a găsit, m-a scuturat, m-a spălat, mi-a dat haina neprihănirii și vreau să vă spun că nu mai de fumat m-a dezlegat. De toate lucrurile, la un moment dat, mi-am dat seama că eu nu mai vorbesc urât, că nu mai dăruiesc satanii lucrurile făcute de Dumnezeu, chiar și pe oameni și animale, că din trei cuvinte era numele celui rău. Și vă spun că atât de minunat a lucrat Dumnezeu și așa mare impact a avut această minune a lui Dumnezeu în viața mea și în sufletul meu, că acum, ca să mă întorc înapoi, mi-ar fi rușine de oameni, frică de Dumnezeu și mai mult și mai mult mi-ar fi frică și groază că dacă mă întorc și mă lepă de ceea ce mi-a dăruit Dumnezeu prin harul și dragostea sa, aș trăda eternitatea, aș trăda dumnezeirea și eu parte de împărăția lui Dumnezeu nu aș avea. Da. Deci eu mă țin puternic de brațul lui Dumnezeu și de ceea ce a făcut pentru mine. Și aviz celor care s-au recunoscut în faptele și în apucăturile mele. Aviz, lăsați-vă de tot ce nu
îi place lui Dumnezeu. Mulțumim. Amin. Foarte frumos. Uite, nu ne-am gândit, pur și simplu așa am hotărât aici cu domnul profesor să facem o temă legată și de capacitatea de a te minuna, de minunile de astăzi. Domnul profesor, eu cred că asta e minune mai mare decât vindecarea mutului, da, sau a orbilor. Acum, eu sunt cu tristețe. Eu vreau să vă spun că și invit pe, adică așa cum ați spus o întrebare, eu aș vrea să mai pun acolo un asterisc și să le spun. Oameni buni, când vă duceți într-un mall, într-un weekend, într-o după-amiază, vă rog frumos să vă uitați la copiii între 1 și 3 ani. Nu contează, băieței, fetițe. La mai mulți, nu la unul. Și o să vedeți că seamănă izbitor de mult unul cu altul. Sunt îmbrăcați cam la fel și au Pampers, au o suzetă în gură și un telefon în mână. Sau o jucărie mai sofisticată. Nu, telefon-tabletă. Telefon-tabletă. Asta, da. Telefon-tabletă. Uh-huh. Mi-a dat mama să tacă sau... Ca să tacă. Adică părinții epuizați, da, își abandonează copiii un anumit interval de timp. Și ca să scape de el, ca să poată să respire, să se uite, să cumpere, să... Deci nu-i acuz. Da, înțeleg, da? Foarte cu toate bine. Cu toate că ei ar trebui să înțeleagă că momentul ăla când i-au pus suzeta în gură și i-au dat telefonul, smartphone-ul în mână, e momentul în care ei și-au abandonat copilul. Da. Și copiii ăia, deja de la un an, ies din lumea reală și intră într-o lume virtuală. Da. Este ca și cum, pășind în acea lume virtuală, ei se desprind de pământ. Se desprind de adevăr, de realitate. De realitate. Nu mai sunt cu două picioare pe pământ. Sunt cu un picior sau cu vârful unui deget de la un picior. Au rămas agățați pe pământ. Restul și încep să se deplaseze. Și jocurile astea nu sunt jocuri de societate, de inteligență. Da, da, da? Știm ce sunt. Știm unde îi duc. Da, da, da. Păi dacă el începe la 2 ani să se uite, să joace și pe la 8-9 ani ajunge la dependență de joc, păi la 12 ajunge la întristare, da. La 15 ajunge unde spuneți. Da, da, da. Ați mers pe firul acela. Așa este. Asta este o tragedie extraordinară. Și aș îndrăzni să spun tinerilor, fără să-i acuz păcatele mele, rugați-l pe bunul Dumnezeu și pe măicuța Domnului să vă dea puterea să nu vă abandonați copiii. Nici măcar jumătate de oră. Nici măcar jumătate de oră. Jumătate de oră azi, jumătate de oră mâine, vă pierdeți copilul. Contactul. Da, vă pierdeți copilul. Copilul vostru nu o să mai... o să fie tot al vostru. Da. Da? Asta este o imensă problemă și noi s-ar putea peste 20 de ani să avem generații întregi. Deja avem mari probleme cu sute de mii de copii care sunt abandonați la propriu, de părinți care s-au plecat, au... Aia e altă problemă. Și aia acolo sunt niște probleme care nu dezvoltă niște mecanisme. Aia e o altă problemă și eu vă mai... dacă una singură și punem punct acestei teme. Copii ale unor oameni care au... unor români plecați din România, în Spania, în Italia, unde s-au dus, și care la 3, 4, 5 ani nu vorbesc românește. Da. Nu vorbesc românește. Nu se înțeleg cu bunicii. Cu părinții se înțeleg. Dar cu bunicii nu se mai înțeleg. Da, da. Vin la Vaslui de Crăciun și nu mai știu să... Nu se înțeleg. Păi aici deja biserica are o uriașă responsabilitate, pentru că ăla, dacă nu mai vorbește românește, poate să fie ortodox, da? Mai greuț. Da, e, da? Complicat. Dar... Biserica are o uriașă responsabilitate și nu trebuie să aștepte ajutorul statului, pentru că în spatele bisericii, între ghilimele, e Hristos, pentru că acolo unde statul... El însuși e biserica. Da, acolo unde
statul nu reușește să intre, biserica intră. Da? Că da. Noi avem pe ordinea asta lumească, între ghilimele drăcească, noi avem totuși niște drepturi. Da? Scrie undeva că avem niște drepturi, nu știu cine ni le mai respectă. Și pe drepturile alea, eu dacă vreau, îi spun, nu intri în casă la mine. Preotul intră. Așa este, eu, da. Eu ca ortodox nu-i refuz intrarea preotului. Dacă îmi vine sectoristul, îi spun, pare rău, nu intri, decât cu mandat. N-ai mandat, nu intri. Da, din păcate, într-adevăr, ați văzut, asta e chiar o temă pe care aș vrea să o facem. Poate, uitați, avan la letră, așa facem o temă viitoare pentru luna viitoare, provocările lumii acestea, provocările de care, pentru care nu suntem încă pregătiți. Chiar cum spuneați, Părinte, noi putem foarte repede să ne... Noi suntem pregătiți pentru orice. Noi suntem pregătiți. Pare că suntem nepregătiți. Nu. Noi suntem pregătiți pentru orice. Nu ne dăm seama. Nu conștientizăm că suntem pregătiți pentru orice. Pentru că noi suntem creația lui Dumnezeu, culunarea creației. Așa este. Dumnezeu a făcut minunea asta de lume pentru noi. Da. Ne-a dat-o nouă. Jucați-vă. Stăpâniți, nu? A zis stăpâniți. Da? S-o stăpânim, s-o îngrijim, da? Și să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Și noi ce facem cu lumea asta? Ce facem cu porunca pe care Dumnezeu ne-a dat-o? Păi asta facem. Credem că Dumnezeu a făcut pentru moftul nostru o jucărie, Terra și Universul. Și după ce a făcut-o, ne-a dat-o și a plecat. Da. Și a plecat. Și ne-a lăsat cu jucăria și noi facem ce vrem cu jucăria. O mai stricăm din când în când și când avem nevoie, și plângem, Dumnezeu face mai o minune. Nu, plângem și spunem, mai dă-mi o jucărie, Doamne. Și ne mai dă o jucărie acolo. Nu, Dumnezeu are mai ceva ca Moș Crăciun, are un sac imens din care curg darurile, în jucăriile. Curg darurile și daruri. Cum spunea Nicolae Steinar, de mare boier. Da? Curg darurile și niciodată sacul lui nu se golește. Absolut niciodată. Da? Cred că provocarea Sfinției voastre cu tema asta, ce ne așteaptă, este foarte importantă pentru că, mai ales la români, și nu o spun prin comparație. Pentru că nu vreau să compar românii cu nimeni altcineva. Da, nu că sunt ei. Nu, da, nu da. Că ei ar fi mai sau mai mult sau mai puțin. Terra dar noi trăim aici. Are 1000 de burici. Da, noi trăim aici. Da. Noi trăim aici. Da? Da. Și ne interesează neamul nostru. Da, și ne interesează bucățica asta de loc. Morții noștri, copiii noștri. Bineînțeles. Sigur. Și este extrem, extrem de important să stăm să înțelegem unde suntem, unde am vrea să mergem și cam încotro ne duce pe noi lumea, societatea, să spunem, da? O știți cârmuire. Ce? Foarte interesant, așa, o intuiție foarte interesantă, dar, sigur, după atâta timp petrecut împreună, aproape că ne dăm seama ce vrem să spunem. Chiar acum, înainte să mă întâlnesc cu dumneavoastră la emisiune, a venit un tânăr excepțional, mi s-a părut așa, de la o asociație Neam Unit, foarte frumos. Da. Și a zis, părinte, vrem să facem o conferință pentru tineri. Veniți? Și cum mai... Zic, cu drag, dar ce vă interesează? Ce temă? Că s-ar putea să nu știu ce să vă spun și s-ar putea să... sau ce vă spun eu să nu vă placă, să mă pregătesc puțin, dacă tot mă invitați, și pe mine, în sfârșit, și pe alții. Pe Virgiliu Gheorghe de la Familia Ortodoxă, încă un băiat, un rocker, nu știu, Cedric sau așa, ce foarte interesantă ideea. Da. Iar eu acolo, sigur, ca preot, în sfârșit, să dau nuanță imaginii. Și am zis, bine, dar tema, ce vă interesează pe voi? Ce am putea noi să vă dăm? Ce am putea să vă spunem? A zis, nu știu. Ceea ce vine exact, se pliază exact pe ce a spus dumneavoastră. Lipsă de sens, lipsă de scop. Mântuitorul și orbul, ce vrei? Să văd, Doamne. Da, să văd, Doamne. El știa ce vrea. Da. Știa ce vrea. Da, a cerut și i s-a dat. Da. Eu n-am știut nici ce vrei. Ce vrei? Păi, ce îi vrea tu, Doamne? Da. Dar nici măcar asta. Da. Nici măcar asta. Culmea că nici n-am știut că aș fi putut să spun, bine, tu nu știi ce vrei sau ce-ți place, dar știu eu. Aici e drama. Nu că ei nu știu. Ei nu știu din cauza noastră. Noi suntem vinovați. Dar faptul că nu știu și nu știm să le răspundem. Părinte, eu am una,
tu față de sfinția voastră. Da. Că mai am contact, nu, unul singur. Am contact cu tinerii de 20 de ani, din anul întâi de facultate. Deci predau și la anul întâi. Și vreau să vă spun că cea mai mare parte din energia mea merge la acești copii de anul întâi. Mai târziu, când predau la anul 4, deja discut altceva, de pe altă poziție, cu altfel de oameni. Da. Dar la anul întâi, durerea mea e mai mare, că îi văd suferind. La anul 4 se mai încheagă puțin ăia care rămân. Pentru că am avut licență săptămâna trecută și au fost 10 oameni care au terminat și de la frecvență și de la fără frecvență, prin comparație cu acum 5 ani, când aveam 40-50. Și cu acum 30 de ani, când erau 300. 300, da. Deci au terminat numai 10. 10 ingineri. 10, din care nu știu dacă eu aș fi angajat 2. Nu super. Da? Poate că aș angaja. Deci poate că nici nu e vorba de capacitate, ci de felul în care se raportează la... Nu, în care nu se raportează. Sau nu se raportează, da? La viață, da. La scop. Eu vreau să vă spun că... Păi suntem inovați. Da, eu nu întreb pe acei copii ce vor la anul întâi. Eu nu întreb ce vor, că eu știu ce au nevoie, văd suferința pe chipurile lor. Da. Și nici nu le dau soluția. Că soluția mea nu îi ajută. Ei trebuie să-și găsească soluția. Eu îi îndemn să caute soluția, să conștientizeze că au o problemă și să caute soluția. Asta este, cum să vă spun, cel mai important lucru pe care trebuie să-l fac și acolo merge cea mai mare parte din energia mea și, cum să vă spun, poate să mă acuze cine vrea de ce o vrea, este lucru cel mai important. Lucrul ăsta este mai important decât toată materia pe care o predau eu, decât toată cartea și toată biblioteca pe care... Adică v-ați făcut pescar, că dacă le dați undiță, da, cum se cheamă? Da. Domnule profesor și prieten drag, nu putem termina aici, așa că mai facem o întâlnire, mai facem o emisiune, că facem cu... Abia ne-am încălzit. Ne-am încălzit, abia ne-am întâlnit, nu ne mai săturăm de bucuria aceasta. Până la urmă, vedeți, e și treaba că n-au sunat foarte mulți oameni să spună, să mărturisească despre o minune petrecută în viața lor. Arată și o apatie parcă a lumii nu, care nu, trăim. Nu. O dezolare. Nu. Că de obicei să știți că firul e încins. Eu am altă părere, să mă iertați. Păi de asta suntem aici. Da, eu cred că oamenii nu înțeleg ceea ce e minune. Cu mulți dintre noi se întâmplă în fiecare zi minuni, Dumnezeu face minuni și noi nu realizăm că, de fapt, Dumnezeu a făcut cu noi o minune. Că noi eram pe buza prăpastiei, da? Și ne-a tras cineva. Sau ne-a zis cineva, vino puțin încoace să mă ajuți. Da? Și am plecat de lângă buza prăpastiei. Oamenii nu realizează treaba asta. Cât de mare este ajutorul pe care Dumnezeu ni l-a dat nouă. Și ni-l dă. Da. Iată câtă bucurie mi-ați făcut că ați venit. Și Sfinția mulțumesc voastră că ați venit și, ca să îndrăznesc așa să spun, nu terminăm, încheiem emisiunea de astăzi și ce să rugăm pe Domnul să vă dăruiască pace, bucurie și capacitatea de a vă minuna, de a ne minuna unii de alții. Și, bineînțeles, vă promitem că ne mai vedem în această formulă la, știu, proxima emisiune. Dumnezeu să vă ocrotească, să ne ocrotească pe toți. Doamne ajută!